Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă invit la știri. Medicii i-au scos tubul de respirație lui Artyom, băiatul de 7 ani care se zbătea între viață și moarte după ce a căzut de la etaj. Acum copilul respiră singur, iar starea lui are o dinamică bună, i-au spus medicii tatălui său, menționând că a avut loc o adevărată minune, având în vedere starea extrem de gravă în care se afla băiatul. Am vorbit numai și cu doctorul, zis că toată noaptea am muncit asupra lui. Și ne-a bucurat acum, i-a scos și sângușorul ăsta în gât care respira și copilul prins a respira singur. O să mergem mai înspre bine, dar trăim de drumul ăsta. Am fost la copil, l-am văzut, respiră singur. Vă rog frumos, rugați-vă pentru Artyom. Copilul s-a aflat toată noaptea la spitalul din Bălți, unde a fost dus de la cel din Edineț cu un reanimobil asistat de o echipă de specialiști din Chișinău. Acum un alt reanimobil dotat cu toată tehnica necesară de intervenție și o altă echipă de medici din Chișinău erau deja la Bălți, gata să preia copilul. Amintim că, potrivit tatălui copilului, în ziua nenorocirii, băiatul lui se afla în cameră cu sora sa de 11 ani și o altă fată de aceeași vârstă. Băiatul în vârstă de 7 ani era așezat pe pervaz când una dintre copile l-ar fi gâdilit în joacă, iar acesta s-a sprijinit de plasa pentru insecte prinsă la geam și a căzut în gol. Cazul este cercetat în cadrul unei anchete inițiate de poliție. În ultima zi de lucru în bază de patentă, mai mulți comercianți au venit să protesteze din nou la guvern și să ceară anularea legii care le schimbă forma de activitate. Câțiva dintre ei au mers în clădirea executivului, unde au discutat cu ministrul economiei. A fost o discuție cu domnul Alaiba și doi consultanți a săi și niște specialiști de la fisc la niște tonuri foarte ridicate. Colegii mei nu s-au putut reține. Ce să vă spunem? Rezultate nu sunt, colegii spun că or să iasă la meeting. Sunt lucruri pe care nu le putem face și asta înseamnă, de exemplu, să perpetuăm o activitate improprie. Și activitatea în bază de patentă pentru comerțul interior este pur și simplu improprie. Asta e ceea ce încercăm să livrăm oamenilor. Patentarii anunță noi proteste începând cu data de 3 iulie împotriva lichidării acestui certificat de întreprinzător. Ei vor solicita și la Parlament un moratoriu pe legea care le schimbă forma de activitate. Amintim că de mâine activitatea în bază de patentă va fi înlocuită cu un regim fiscal simplificat, activitatea independentă. Astfel, toți cei care fac comerț cu amănuntul în piețe sau unități comerciale au obligativitatea de a trece la acest regim fiscal. Persoanele care doresc să-și schimbe activitatea în bază de patentă pe cea individuală vor primi subvenții din partea statului în valoare de până la 10.000 de lei din partea statului. Asta pentru compensarea cheltuielilor de trecere la activitatea independentă, inclusiv să-și procure aparate de casă care vor fi obligatorii odată cu trecerea la nouă formă de activitate. Menționăm că la începutul anului curent în Republica Moldova erau circa 5.000 de deținători de patente. Administratorii blocurilor de locuit o să decidă cum vor achita locatarii pentru țevile de căldură care trec prin clădire. Un anunț în acest sens a fost făcut de ministrul energiei Victor Parlicov la o conferință de presă. Oficialul a prezentat modificările inițiate la metodologia și regulamentul de repartizare a costurilor cu încălzirea pentru apartamentele debranșate de la sistemul centralizat de termoficare. Victor Parlicov a menționat că în 2011 s-a decis ca cei care s-au debranșat de la sistemul de încălzire centralizat și și-au instalat sisteme de încălzire autonome, oricum trebuie să contribuie la compensarea costurilor pentru încălzirea locurilor de uz comun, etaje tehnice, subsoluri și altele. Astfel, s-a făcut un procent mediu pentru toată lumea, lucru care a strânit nemulțumire în rândul locatarilor debranșați de la sistemul centralizat de încălzire. În 2022, Curtea Constituțională a declarat această prevedere neconstituțională și a statuat că nu este corect să fie stabilit un procent echivalent pentru toată lumea și că trebuie să existe un raționament și o metodologie și o
Da, o metodă de repartizare mai echitabilă, mai corectă, mai exactă acestor cheltuieli în fiecare bloc. Respectiv, spune șeful de la energie, ministerul pe care îl conduce a fost nevoit să revadă respectiva metodologie. Am introdus o posibilitate ca în blocurile, ca gestionarul fondului locativ, să nu aplice, să facă de fapt o derogare de la formulă. Noi am dat o formulă, noi am dat o metodă de repartizare a căldurii în bloc, am dat o posibilitate ca gestionarul fondului locativ, pe intern, cu locuitorii blocului, să decide orice altă metodă, cum consideră ei că e corect de repartizat căldura între apartamente. E treaba lor. Noi nu intervenim. Dacă ei nu se pot înțelege, atunci trebuie să aplice o formulă și o metodologie de care pe care noi o aprobăm. În noua metodologie, mai spune Victor Parlikov, au fost ajustate tarifele incluse pentru subsoluri și etaje tehnice. Totodată, prin hotărâre de guvern, se va solicita ca operatorii de energie electrică, energie termică și gaz să facă schimb de date privind consumul din locuințe. Parlikov a precizat că a fost elaborat un nou proiect cu privire la acest subiect și a invitat doritorii să intervină pe subiect. Amintim că în sezonul trecut de încălzire, mai mulți locuitori ai capitalei debranșați de la sistemul centralizat de călzire s-au plâns că în facturile pe care le-au primit pentru energia termică au fost incluse sume de bani pentru tranzitul țevilor de căldură prin apartamente. Potrivit datelor oferite de Termoelectrica la începutul anului 2023, în Chișinău erau în jur de 25.000 de apartamente deconectate de la încălzire centralizată. Proprietarii acestora plăteau 10% din costul energiei termice calculate pe un metru pătrat. Moldova Gaz cere ca la schimbarea furnizorului de gaze naturale consumatorii să plătească o plată unică în mărimea devierilor tarifare prevăzută de decizia Comisiei pentru situații excepționale. În caz contrar, compania va merge în instanță. După cum a scris șeful Moldova Gaz, Vadim Ceban, pe canalul său de Telegram, a devenit cunoscut faptul că unii reprezentanți ai furnizorilor de gaze în cadrul negocierilor de afaceri încearcă să convingă consumatorii industriali să nu plătească la Moldova Gaz plata unică în mărimea devierilor tarifare prevăzută de decizia CSE la schimbarea furnizorului. Consideră aceste acțiuni ca fiind extrem de indecente din punct de vedere al regulilor concurenței de piață și, în plus, lipsite de etică, întrucât colegii noștri știu că, în cazul refuzului de a returna devierile tarifare societății pe acțiuni Moldova Gaz, aceste obligații financiare vor cădea pe umerii consumatorilor casnici, se spune în mesaj. În acest sens, Vadim Ceban avertizează că refuzul consumatorilor industriali de a plăti cuantumul devierilor tarifare prevăzute de decizia CSE nu va permite Moldova Gaz să considere reziliat contractul cu aceștia. În consecință, întreprinderea își rezervă dreptul la protecția intereselor în conformitate cu legislația națională și deciziile Comisiei pentru situații excepționale, se mai arată în mesaj. Reprezentanții echipei lui Ilan Șor și ai partidului Renaștere, împreună cu mai mulți activiști, au protestat alături de deținătorii de patentă. Manifestanții au cerut autorităților prelungirea termenului de activitate comercială în baza acestui certificat de întreprinzător până la sfârșitul anului 2025. De cealaltă parte, reprezentanții puterii declară că activitatea independentă oferă condiții net superioare față de cea în baza patentei de întreprinzător. Manifestanții au ieșit la protest în fața Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu. Micii comercianți deținători de patentă și-au exprimat nemulțumirea față de decizia autorităților de a anula patenta de întreprinzător. Jos mâna de pe patente! Jos mâna de pe patente! Vă rog, întoarceți patentele oamenilor înapoi. De ce le luați oamenilor bucata de pâine? Cum oamenii să trăiască mai departe?
Primarul municipiului Orhei a declarat în fața mulțimii că deputații fracțiunii Partidului Șor, declarat recent neconstituțional de Curtea Constituțională, a elaborat un proiect de lege care prevede prelungirea termenului de activitate comercială în baza patentei de întreprinzător până la sfârșitul anului 2025. Proiectul însă nu a fost adoptat. Potrivit autorului, scopul acestei inițiative este salvarea mii de locuri de muncă și încurajarea titularilor să rămână în țară, spun reprezentanții formațiunii interzise. Noi înțelegem că ei au ajuns și ei sărmanii la fărmătură de pâine și apă. Noi înțelegem că ei la fel au familii, au copii de crescut. Ei singuri și-au amenajat locurile de muncă, ei singuri caută ce și de unde să cumpere, ei singuri muncesc pentru banii lor, pentru a-și hrăni familiile. La rândul său, ministrul economiei, Dumitru Alaiba, a declarat că nu va amâna interzicerea patentelor. Începând cu mâine, activitatea în bază de patentă pentru comerțul cu amănuntul expiră. Am ajuns la un pachet de susținere pe care îl știți foarte bine. În primul rând, aparatul de casă se subvenționează de stat, grant de 10.000 de lei și inclusiv alte costuri de fapt de tranziție. Într-a doilea rând, activitatea independentă pe care le propunem este probabil cel mai atractiv regim din regiune, cel puțin 1% din vânzări, fără niciun fel de raport fiscal, fără niciun fel de evidență contabilă. Astfel, începând cu 1 iulie, antreprenorii nu vor mai putea activa în baza patentelor și vor fi obligați să treacă la aparatele de casă. Înainte să aplice în practică acțiunile deciziei la guvern, au avut loc câteva întrevederi cu deținătorii de patente. Potrivit datelor, în Republica Moldova sunt 4.000 de patentari. Această activitate comercială urma să dispară de pe 1 ianuarie, dar termenul a fost prelungit cu jumătate de an. În mai multe raioane, unele categorii de bugetari deja de câteva luni nu își primesc salariile. Despre asta au anunțat reprezentanții Federației Sindicale de Profil, potrivit cărora întârzierea este de peste 2 luni. Federația Sindicatelor notează că, potrivit hotărârii Guvernului, fondurile pentru plata anumitor categorii de bugetari a suplimentului fix lunar de 1.300 de lei ar trebui să fie alocate din bugetele locale și nu de la stat. Iar asta, potrivit liderilor sindicali, a creat mari probleme în teritoriu. Problema plății salariilor în sectorul public a fost sesizată de reprezentanții sindicatelor în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Negocieri Colective. Potrivit liderilor sindicali, în unele raioane, restanțele salariale pentru o serie de categorii de angajați din sectorul public sunt de 2 sau chiar 3 luni. E vorba de mai multe raioane, e vorba mult special de sistemul asistenței sociale, care au deficiențe de salarii deja de 1 lună, 2 și mai mult. Adică semnalele vin. Potrivit reprezentanților sindicatelor, problema constă în faptul că la sfârșitul anului trecut, atunci când s-a hotărât majorarea salariilor bugetarilor cu 1.300 de lei, Guvernul și Parlamentul au pus o parte din aceste costuri pe umerii administrațiilor locale. Drept urmare, din cauza acestui supliment în unele raioane, autoritățile locale au epuizat deja fondul de salarii, iar de câteva luni bugetarii nu au primit remunerație pentru munca lor. Avem semnale de mai multe raioane unde este deja pe fundalul inițiativii elegante de majorarea salariilor din bugetele locale, autoritățile APLE au utilizat din alte fonduri pentru a crește această formă de salarizare și acum s-au pomenit în situația în care nu au salarii deja. Secretarul de stat la Ministerul Finanțelor, Vladimir Arachelov, prezent la ședință, a spus că astfel de probleme nu se atestă peste tot, ci doar în unele localități și a promis că se va lămuri. Noi înțelegem că există unele deficiențe pe anumite localități specifice care, într-adevăr, au alocat acele 1.300 de lei, dar pentru celelalte priorități nu au fost suficiente și ele separat vor fi analizate și noi separat vom interveni. La sfârșitul anului trecut, Parlamentul a susținut inițiativa legislativă a Guvernului de majorare a tuturor salariilor din sectorul public din 1 ianuarie 2023 cu o sumă fixă de 1.300 de lei. Potrivit ministrului finanțelor din acea perioadă, Dumitru Budeanski, această inițiativă este special concepută pentru a proteja angajații prost plătiți. Totodată, aceste fonduri pentru administrația publică centrală, ministere, agenții, precum și instituții de învățământ sunt alocate de către executivul
executiv. În ceea ce privește angajații administrației publice locale și organizațiilor aflate sub jurisdicția autorităților locale, aceste costuri au fost puse pe umerii administrațiilor locale. Congresul Autorităților Locale din Moldova a declarat atunci că decizia de a majora salariile angajaților primăriilor din conturi bugetelor locale contravine prevederilor legale naționale și internaționale, că acest lucru nu poate fi realizat în mai multe unități administrativ-teritoriale din cauza lipsei de bani în bugetele locale și a sprijinului financiar din partea guvernului. Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a declarat și el că Primăria Capitalei nu are bani pentru a acoperi majorarea salariilor angajaților din sectorul public, 1.300 de lei. După cum a subliniat pe 28 iunie, în cadrul ședinței Comisiei Naționale pentru Negocieri Colective, președintele Federației Sindicatelor Funcționarilor Publici, Vladimir Canțăr, având în vedere că inițiativa majorării salariilor pentru bugetare a venit de la autoritățile centrale, iar pentru a salva situația în Raioane, banii pentru plata sumei fixe de 1.300 de lei ar trebui să fie alocați din bugetul de stat, întrucât starea de lucruri în teritorii, a spus Canțăr, continuă să se deterioreze. În Moldova a fost reținut un ucrainean căutat de forțele de ordine din țara vecină pentru că în 2021 ar fi încercat să omoare un politician din Odessa. Bărbatul de 46 de ani a fost încătușat ieri și conform legislației Ucrainei, acesta riscă de la 10 la 15 ani de pușcărie sau detenție pe viață. El a fost plasat în izolatorul de detenție provizorie pentru 72 de ore și urmează să fie prezentat în instanța de judecată pentru confirmarea mandatului de arest, iar ulterior să fie pregătite actele pentru extrădarea acestuia în Ucraina, unde își va ispăși pedepsa. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Cu noi informații vă aștept la ora 16:45. O zi frumoasă!